Salut, Raul și Cristi de la Libertate în IT. Suntem în Milano, la câteva sute de metri de domn. De fapt, chiar vedem domnul aici în fața noastră, domnul din Milano. Și azi vreau să vorbim despre călătorii și despre cum te ajută călătoritul în cariera ta de programator și mai ales în freelancer. E practic stilul ăsta de viață, de digital nomad, și vrem să punctăm puțin de ce e aproape vital în viața ta ca om matur care cumva e prins de grijile vieții și te duce viața așa puțin într-o rutină, să spargi rutina respectivă prin călătorii. Dar cea mai mare problemă, de fapt, în corporație e rutina zilnică. Și eu când am lucrat 3 luni de zile într-o corporație în Cluj și efectiv în fiecare zi era la fel. Mă trezeam la 6-7 dimineața, luam autobuzul până la muncă, ajungeam la muncă, stăteam acolo 8-9 ore, la 6 ieșeam de la lucru și efectiv după ce ieșeam de la lucru nu mai aveam deloc energie. Eram stors de energie, obosit, nu mai vreau să mai văd un ecran. Efectiv, dacă vedeam orice calculator, orice ecran, mă nebuneam, luam razna. Și ce făceam atunci? Încă stăteam la cămin, că eram la masterat, ieșeam în fața căminului și efectiv să iau aer, să văd ceva nou, să mai văd o persoană, să mai văd o lume. Dar nu mai vreau să mai fiu lângă un ecran. Deși îmi plăcea foarte mult programarea și am început cu ideea asta că, bă, că în programare poți să faci orice, știi, ești cumva invincibil, e o superputere pe care o ai, dar rutina zilnică și munca repetitivă, nu știu, efectiv simțeam că nu asta trebuie să fie programarea, nu asta e viața de programator. Și o anumită parte din oameni vor să scape de chestia asta mergând într-o altă țară și mutându-se în altă țară și au impresia că dacă te muți în altă țară o să fie totul complet diferit. Și aici pot să confirm din propria experiență că nu o să fie diferit. Am lucrat și în Elveția, și în Anglia, în Londra, și în America, și pe coasta de vest, și pe coasta de est. E fain la început, primele două luni, e totul nou, totul așa și așa, dar apoi intervine rutina. Nu mai contează că ești în New York și e Empire State Building și Times Square acolo lângă tine, pentru că tot drumul ăla prin metrou îl faci până la birou. Tot de la 9 la 6 seara lucrezi, tot trebuie să treci prin trafic, prin aglomerații ca să ajungi acasă și tot ajungi în punctul ăsta în care ești leit de energie și pierzi din satisfacția pe care o ai cu munca pe care o faci. Părerea mea e că în viața unui programator e foarte fain dacă reușești să ai perioada asta de digital nomad. Adică dacă reușești să călătorești, pentru că o călătorie de genul de, nu știu, poți să mergi o lună sau două, sau chiar să stai 3 luni să lucrezi într-un loc, te încarcă. E o noutate care te încarcă. Adică noi avem cumva nevoie de noutate în viață. Noi nu suntem roboți care să facă același lucru în fiecare zi. Efectiv, trebuie să simțim ceva nou din când în când în viață și să fim inspirați. Și mie mi se pare că un oraș mare, cum e Milano sau cum sunt alte orașe din Europa, efectiv te încarcă de energie și îți arată câtă abundență este la nivel global și, nu știu, ce culturi diferite sunt față de unde ești tu. Cumva e un proces de creștere. Un proces de creștere, în primul rând, la mindset, să-ți dai seama că, ok, da, îs în situația în care îs. Dar uite cum se trăiește aici, sau uite cum, ce cultură au, ce clădire au, ce oameni sunt aici, ce mâncăruri au. Exact. Mediul din jur are un impact direct proporțional asupra modului în care noi ne simțim de la o zi la alta. Pentru că la finalul zilei vrei să fii mulțumit cu ziua respectivă, știi? Adică vrei să fii fericit cu ceea ce ai făcut în ziua aia și cu starea ta de spirit din ziua respectivă. Și un oraș precum Bucureștiul, să zicem, e un oraș fain, aici ce faci acolo, dar în același timp peisajul ăsta semi-comunist te îmbătrânește aproape, e îmbâxit, te trage și pe tine jos, se scurge în venele tale, știi? Pe când, în momentul în care vii de acolo, chiar și pentru 3-4 zile, chiar și pentru o săptămână, două, dacă vii într-un oraș cum e Milano, imediat, instant, îți shiftează vibe-ul, știi? Ai o altă stare de spirit. Da, și eu cum văd asta, Cristi, că mediul în care trăiești are o greutate asupra ta. E ca și cum simți o greutate pe umerii tăi, dar e o greutate invizibilă. Și tu, ca să scapi de greutatea asta și cumva să-ți ieși din aceeași rutină, că, de exemplu, să zicem că eu sunt la Cluj, știi, mă duc la birou în fiecare zi. Efectiv, văd aceleași clădiri, aceiași oameni, cumva intru într-un flow din ăsta în care nimic nu mai e nou. Și e o greutate, știi, aia e identitatea mea. Dar poate eu vreau să cresc ca persoană, vreau să mă dezvolt în continuare. Și trebuie să ies din acea identitate, trebuie să dau greutatea la o parte și să mă mut într-o altă zonă pentru câteva, nu știu, pentru o lună, două, știi, ca să experimentezi ceva nou, să fie o noutate. Da, pentru că dacă stai să te gândești în viața asta, dacă tu îți iei un concediu o dată pe an și mergi într-o singură locație, câte locații poți să mai vizitezi până la moarte? Adică, ok, ai 30 de ani, să zicem, și mai mergi în 30 de locații? Și după aceea mergi într-un azil și ai aici, știi? Cum a fost asta? Da, adică câte locații poți să vezi pe pământul ăsta? Gândește câte țări sunt și câte locații faine sunt de vizitat, dar tu îți iei un concediu o dată pe an și mergi într-o locație, mergi undeva la mare și ești obosit și de-abia te poți bucura de ce e acolo. Și aici să punctăm și faptul că e una să vizitezi o locație stând 5 zile concediu acolo, mai să stai o lună, două, trei să lucrezi acolo, să te îmbibi așa în cultura pe care o are orașul ăla, să simți lucrurile mai puțin turistice, să simți felul oamenilor de a fi de acolo, e cu totul altă experiență și ăsta e turismul pe care eu aspir și care mie îmi place cel mai mult să-l practic. Da, și uite, vezi, ieri am fost cu o tipă de aici din Milano care ne-a ajutat cu partea de shopping, ea e personal shopper și efectiv stăteam la masă cu ea
Și videograful nostru și-a luat paste și pe lângă paste și-a luat cafea. Știi? Și era super șocat că, wow, cum să bei cappuccino lângă paste? Cum e posibil așa ceva? Dar la ei e ceva normal, adică e o chestie culturală să nu bei cafea după ce mănânci paste. Și efectiv era... Și-a dat un trigger foarte puternic că videograful și-a luat cappuccino, știi ce mi s-a părut? Și astea sunt lucrurile faine și să vezi cum sunt oamenii din alte culturi și cum se raportează ei la viață. Pentru că asta te scoate din pereții tăi și din obiceiurile proaste, pentru că stând în aceeași rutină, e adâncimea asta a ghețarului în ghilimele care te duce, nu-ți dai seama, tu vrei să schimbi ceva, dar nu mai ai putere să schimbi ceva pentru că ești prins de obiceiuri proaste, obiceiuri proaste care se formează prin simplu fapt că ești în aceeași rutină și văzând aceleași lucruri, îți trigăruiește automat același obicei prost sau obiceiuri proaste pe care le ai și ieșind de acolo, pur și simplu dai șansa. E un fresh start, poți să-ți creezi noi rutine, poți să creezi noi obiceiuri și aș mai adăuga aici pe lângă partea asta de personal growth, e networking. Poți să întâlnești oameni faini, știi? Adică călătorind, lucrând din hub-uri ca developer, ca programator, întâlnești fel și fel de oameni de peste tot de pe globul ăsta, posibilități de business, posibilități de colaborări, lucru pe care n-o să-l ai niciodată rămânând într-un job în care ai cumva forțat sau mai mult sau mai puțin forțat ochelari de cal, vezi doar în față și aia e. Da, adică dacă îți deschizi mintea la piața globală și îți dai seama că sunt oameni super tari în piața globală. Și acum revin la exemplu cu tipul ăsta personal shop. Adică uite, exemplu eu am pe WhatsApp acum. Pot să scriu oricând dacă nu știu cum să fac match la două haine pe care le am, îmi scriu ok, se potrivește asta cu asta. Și îmi răspunde. Pentru că cumva am stabilit deja o relație cu ea și ne înțelegem deja bine. Cum ea, sunt oameni și pe alte domenii, dar care sunt piața globală. Adică nu-i găsești local, că local deja e epuizat cumva cercul social și oamenii pe care îi cunoști. Dar în piața globală sunt oameni pentru orice nevoie ai avea. Da, așa că asta e o provocare pentru fiecare din voi. Gândiți-vă la ce vreți să faceți cu cariera voastră, gândiți-vă cum puteți să shiftați lucrurile și acum COVID-ul deja nu mai e o problemă, poți să călătorești destul de ușor. Noi am venit aici în Italia, super simplu. Oamenii o să întoarcă tot mai mult la birou, o să revină cumva lucrurile la normal, dar chiar dacă acum lucrați, să zicem așa, remote, profitați de ocazia asta ca să vă primați. Dacă vrei să treci la următorul nivel ca programator și să te bucuri de viața pe care programarea ți-o poate oferi, adică să ai flexibilitatea să călătorești și să lucrezi de oriunde, hai să ne auzim la un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert din echipa noastră, intră pe libertatea.it.ro și programează-te la un call. Eu am fost Raul și Cristi din Milano, salut!